Preoților, cuvântul de astăzi se află sub titlul Făgăduințe pentru națiune. Este făgăduința restaurării națiunii lui Israel în țara promisă. Așa după cum am auzit, Dumnezeu este un Dumnezeu al promisiunilor, al făgăduințelor, este un Dumnezeu al condițiilor și este un Dumnezeu al avertismentelor. Poporul Israel, ne spune Apostolul Pavel, istoria sa este pentru noi un șir de pilde, de exemple, de modele, pentru ca să nu cădem în aceeași pildă de neascultare ca ei. Să nu ni se întâmple ca lor. Principiile restaurării națiunii pot fi extrapolate în noul legământ, aplicate vieților noastre ca indivizi, ca familii, ca biserici, ca denominații, ca mișcări. Trebuie să recunoaștem că inclusiv în creștinism, la ora actuală, este foarte greu, devine din ce în ce mai greu să păstrezi, să menții, să aperi principiile, poruncile pe care Dumnezeu le-a dat. Este un război la nivel personal. Un război al firii pământești împotriva sufletului. Este o presiune extraordinară a lumii și a oamenilor firești împotriva celor care doresc să trăiască cu evlavie. Și ca să avem parte de restaurarea națiunii, trebuie să înțelegem de ce am ajuns unde am ajuns, trebuie să ne dăm seama unde suntem și de ce nu este bine să fim unde suntem, și apoi să îmbrățișăm planul lui Dumnezeu cu privire la viitorul nostru. Cred că mesajul fraților păstori de mai devreme s-au potrivit foarte bine. Pentru că Dumnezeu are niște făgăduințe frumoase pentru noi, are niște planuri frumoase, are scopuri bune cu privire la viitorul nostru. Împlinirea lor este condiționată de întoarcerea noastră la Dumnezeu. Și făgăduința restaurării națiunii Israel este prezentată în pasajul pe care l-am citit în trei forme. Înainte de a vorbi despre ele, aș vrea să înțelegem de ce Dumnezeu îngăduie Babilonul pe Nebucadnețar să vină, să cucerească Ierusalimul și să ia Iuda în robie. Dragii mei, Dumnezeu își apără onoarea. Victoria babilonienilor și ridicarea babilonienilor n-are absolut nimic de a face cu puterea dumnezeilor lor. N-are nimic de a face cu calitatea de comandant a lui Nebucadnețar. Niciodată Babilonul n-ar fi fost în stare să învingă un Ierusalim și un Iuda predat Domnului și în voia Domnului. Apogeul puterii lui Israel nu a fost atunci când David a învins armatele dușmane. Apogeul puterii lui Israel
Și asta este puterea pe care Dumnezeu a vrut să le dea. A fost în timpul lui Solomon. Solomon n-a avut niciun război. Dumnezeu i-a dat atâta slavă, atâta bogăție, atâta măreție, o reputație așa de mare lui Solomon, încât popoarele din jur i-au plătit tribut și s-au declarat învinse înainte să se scoată sabia. Nici n-au îndrăznit! Asta e viața pe care Domnul a vrut să o dea lui Israel în țara unde curge lapte și miere. Spuneți dumneavoastră, le-a dat Dumnezeu o asemenea țară bogată. Le-a dat Dumnezeu o asemenea țară frumoasă, cea mai bogată și cea mai frumoasă, în centrul pământului. Un adevărat Eden. Pentru ca să-și lase nevestele și copiii, să-și lase bunurile în urmă, livezile și grădinile și să meargă la război? În cele mai înalte momente de biruință a lui Israel, cuvântul lui Dumnezeu spune că a făcut să se audă un vuiet puternic. Patru leproși șontâc, șontâc. Atât au putut, dar s-au aruncat în tabăra sirienilor. Și cuvântul lui Dumnezeu spune că a pus-o pe fugă fără să scoată cineva sabia din teacă. Vă aduc aminte atunci când Ezechia s-a rugat, era amenințat de Rabșache. Și era inima tuturor slăbită, pentru că nu se așteptau să supraviețuiască. Și spune Biblia că Dumnezeu a trimis îngerul său și a nimicit într-o noapte armata care îi impresura. Cele mai mari acte de vitejie, apogeul puterii poporului Israel, nu a fost atunci când a pus mâna pe arme, când s-au dus la război, când au pus o pândă aici și acolo, ci atunci când la strigătul trâmbiței s-au prăbușit zidurile. Dragii mei, motivul pentru care Israelul a fost luat în robie și apoi Iuda a fost că s-au închinat la dumnezei străini. Și Dumnezeu le-a spus, voi dați putere acestor popoare. Voi le dați putere. Vă să zic că eu vă ajut să-i bateți și să le faceți praf armatele și dumnezei și pe urmă voi vă duce și le luați dumnezei, dumnezeii națiunilor înfrânte, dumnezeii națiunilor cucerite, dumnezeii care n-au fost în stare să facă nimic pentru acele națiuni și vă închinați lor. Și toate astea, frați și surori, atenție, de dragul nelegiuirii, de dragul păcatului. Care este diferența între Dumnezeul nostru și dumnezeii lumii acesteia, idolii lumii acesteia? Exigența sau permisivitatea cu privire la păcat. Dumnezeul nostru nu ne permite indulgențe pentru firea pământească. Dumnezeul nostru nu permite indulgențe copiate din chipul veacului. Nu ne dă voie să fim lumești. Dumnezeul lumii acesteia a fost învins atunci când Hristos a urcat pe calvar și ne-a făcut și pe noi mai mult decât biruitori, lăudat să fie Domnul. Este cea mai perfidă formă de idolatrie. Să îmbrățișăm lumea diavolului,
că El este Dumnezeul văzduhului și Domnul acestei lumi? Să-i copiem chipul unui Dumnezeu înfrânt, întorcând spatele Dumnezeului nostru biruitor. În contextul acesta, făgăduința restaurării națiunii este, în primul rând, prin retribuție. Trebuie plătit prețul lepădării, trebuie plătit prețul păcatului, trebuie plătit prețul nelegiuirii. Dragii mei, fratele pastor Florin vorbea mai devreme de opoziția oamenilor față de ideea de 70 de ani de robie babiloniană. Ce să vă spun? Prin ce a trecut sărmanul Ieremia? Atâta de prigonit a fost, este cel mai prigonit proroc. Pentru că a îndrăznit să le spună, oameni, nu o să scăpați. Trebuie să mergeți în robie 70 de ani, pentru că ați necinstit poruncile lui Dumnezeu, ați necinstit poruncile cu privire la vacanța pe care trebuia să o ia pământul. Că la anumite intervale de timp nu mai aveți voie să îl folosiți. Trebuia să-i dați pauză. Și toți anii în care ați nesocotit porunca lui Dumnezeu și ați abuzat pământul, anii aia vi-i adun și vi-i dau robie. N-o să puteți ocoli pedeapsa lui Dumnezeu. De asta de multe ori trebuie să spunem și lucrul ăsta, zice, supuneți-vă sub mâna tare a lui Dumnezeu. Uneori, fraților, când Dumnezeu apasă asupra noastră, v-am mai povestit, am avut, fost unchiul mamei mele. A trăit o viață foarte dezordonată. N-aș spune că a fost un om rău, dar i-a plăcut viața, i-a plăcut păcatul. Mătușa mamei mele a fost o femeie pocăită și a suferit mult din cauza răutății și destrăbălării păcătoase acestui om. Mai târziu s-a pocăit, dar s-a pocăit cu adevărat. Asta mi-a povestit ca martor ocular părinții mei. Omul era pe patul de suferință și a avut niște dureri îngrozitoare. Fără anestezie, fără calmante, fără nimic. Și se mirau că nu se vaită. Și a spus, zice, te doare? A spus, zice, mă curăță, mă spală, mă pregătește Domnul. Cineva ar putea să spună, bine, dar a fost iertat, a fost spălat, păcatele lui au fost iertate, aruncate în marea uitării. Dragii mei, aș vrea să înțelegem un lucru și un lucru foarte important. Inclusiv în viețile noastre ca și copii ai lui Dumnezeu, Dumnezeu are pretenții foarte mari. Noi când intrăm în împărăția lui Dumnezeu, trebuie să intrăm desăvârșiți. De asta Biblia spune, nu disprețui suferința, nu disprețui aceste lucruri. Când spunem că Dumnezeu ne prelucrează și ne perfecționează și ne pregătește și ne curăță, lucrul acesta nu este o insultă la adresa noastră, a iubirii noastre față de Domnul și a sincerității pocăinței noastre, absolut deloc. Dar haideți să ne uităm puțin în dreptul nostru și să ne punem întrebarea,
așa cum suntem acum, în secvența asta, în momentul ăsta. Există vreunul dintre noi care crede că se roagă și postește destul, îl slujește pe Dumnezeu cu scumpătate și ridică capul sus și spune: vino, Doamne Iisuse, sunt gata. Dacă e vreunul să-l binecuvinteze Dumnezeu și să-l ajute să fie, să trăiască în adevăr, să spună adevărul. Dar aș vrea să vă spun că trăim într-o vreme nenorocită, în timpul unui neam nenorocit, când spunea omului Dumnezeu: vai de mine, sunt un om cu buze necurate. Și era un om ales de Dumnezeu să vorbească gura lui cuvintele venite din mintea lui Dumnezeu, din gândurile lui Dumnezeu. Spune: sunt un om cu buze necurate în mijlocul unui popor cu buze necurate. Există un șablon aplicat vieților noastre pe care Dumnezeu îl păstrează, îl ține, îl împlinește. Și dacă ne-am pocăi, știți ce a spus Dumnezeu poporului? Trebuie să stați 70 de ani în Babilon. Dacă vă pocăiți, dacă vă recunoașteți păcatele, vă duceți de bunăvoie. Nu fugiți în Egipt. Fugeau din brațele unor cuceritori cruzi în brațele altor cuceritori cruzi. A unor idolatri în mâinile altor idolatri. Din mâinile unui popor care se închina la Dumnezei străin în brațele unui alt popor păgân. Dumnezeu a spus, trebuie, este o chestiune profetică, trebuie să se întâmple. Peste retribuția asta nu scăpați. Trebuie plătită. Dar, dacă veți asculta de glasul meu, dacă vă veți supune, vă veți duce de bunăvoie, n-o să vă omoare, o să fiți bine, o să o duceți bine în mijlocul robiei voastre. Ce interesant! N-au vrut să știe de Dumnezeu. I-a avertizat de-a lungul anilor și le-a spus: vedeți că trăiți în păcat, vedeți că vă depărtați de mine, vedeți că trăiți în idolatrie, vedeți că vă închinați la Dumnezei străini, terminați cu lucrurile astea, pentru că dacă nu terminați, vine pedeapsa lui Dumnezeu. I-a avertizat mereu și mereu și mereu și mereu. Și a spus, o amenințare a Domnului, o amenințare a Domnului. Ne mai lasă proroci ăștia cu amenințările. În momentul în care a venit pericolul peste ei, auziți, în numele lui Dumnezeu au rostit cuvinte false de încredere. Este menționat din Ieremia, capitolul 28, când prorocul Hanania a spus: eu sfărâm jugul împăratului Babilonului, peste 2 ani voi aduce înapoi în locul acesta toate uneltele casei Domnului pe care le-a ridicat Nebucadnețar, împăratul Babilonului, din locul acesta și le-a dus la Babilon. Le voi aduce înapoi. Prorocul Ieremia a spus, amin? Aș vrea să fie așa. Ascultați ce spune. Nu mai ascultă cuvântul pe care îl rostesc eu în auzul tău și în auzul întregului popor, prorocii care au fost înaintea mea și înaintea ta. Din vremurile străvechi au prorocit război, foamete și ciumă împotriva unor țări puternice și a unor împărății mari. Dar dacă un proroc prorocește pacea, numai după împlinirea celor ce prorocește se va cunoaște că este cu adevărat trimis de Domnul. Ce înseamnă asta? Toți prorocii din vechime, unul după altul, uitați-vă la periplul lor, a spus, va fi nenorocire, va fi război, va fi rău. Dacă mai vine un proroc și spune o să fie rău, se ia după ei și copiază, copy and paste. O vorbi de la Dumnezeu sau nu vorbi de la Dumnezeu.
Dar dacă te apuci tu, Hanania, să mergi împotriva tuturor prorocilor care s-au dovedit că sunt ai Domnului, care s-a dovedit că au vorbit de la Dumnezeu și care sunt în pământ, că dacă ai zice și tu ca ei, o fi, n-o fi, te-ai luat după ei, ei copiat. Dar dacă zici împotriva tuturor prorocilor, o să fie bine și pace. Vezi dacă se va întâmpla. Numai ascult aici cuvântul lui Dumnezeu. Versetul 16. Iată, te izgonesc de pe pământ și vei muri chiar în anul acesta, căci cuvintele tale sunt o răzvrătire împotriva Domnului. Dragii mei, n-avem voie să vorbim nici bine, nici rău împotriva Domnului. Când Domnul zice că va fi rău, să spunem, Doamne, iartă-ne, ne pocăim. Dacă Domnul zice că va fi bine, îți mulțumim și suntem recunoscători. Dar să ne ferească bunul Dumnezeu vreodată, doar datorită dorințelor noastre, doar datorită plăcerilor noastre, să vorbim bine când Dumnezeu rostește sentințe și retribuție, să predicăm de bine atunci când Dumnezeu spune că vine cu nuiaua și să le dăm la oameni nădejde înșelătoare, să spunem că vine răpirea atunci când de fapt va veni prigoana, să spunem că vă vor crește aripioare și veți zbura spre cer când de fapt o să vină satârul la rădăcina capetelor voastre. Vorbind împotriva a ceea ce spune Scriptura, vorbind împotriva a ceea ce spun prorocii, vorbind împotriva a ceea ce spune cuvântul profetic. Sunt oameni care spun că pe pământ noi vom instaura împărăția lui Dumnezeu și că totul va fi extraordinar de bine. Și eu zic amin la toate lucrurile astea. Cine n-ar vrea? Dar uitați-vă la pământul pe care stăm. Merită pământul așa ceva? Merită lumea așa ceva? Dumneavoastră nu vedeți câtă răzvrătire este în lumea asta împotriva poruncilor lui Dumnezeu? Dumneavoastră nu vedeți cum oamenii îl necinstesc și îl nesocotesc pe Dumnezeu? Bunătatea lui Dumnezeu nu ne vestește binele, ne vestește pocăința. De îndată ce vor trece 70 de ani ai Babilonului, îmi voi aduce aminte de voi. Și ce spune Dumnezeu? Am să-mi aduc aminte de voi după ce se plătește prețul răzvrătirii și al răutății. Nu să-l veți spune, da, frate, dar noi suntem sub har. Sigur că suntem sub har. Dar harul nu este gratuit și faceți o diferență între harul mântuitor și harul care are pretenția și ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum. Cu ce? Cu împătare și evlavie. Și vă mai spun ce spune Scriptura. Băgați de seamă sau luați seama că dacă cei care n-au ascultat de cel care le vorbea pe pământ la muntele Sinai, nu cumva să nu ascultați de cel care vă vorbește din ceruri. Cum vom scăpa noi oare dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare? Știți ce înseamnă? Acolo nu e vorba de cei care stau nepăsători față de mântuire din afara ei. Sunt cei care nu prețuiesc mântuirea odată ce au căpătat-o.
Dumnezeu le spune, trebuie să se întâmple lucrul ăsta. Nu luptați împotriva acestei retribuții, pentru că ea vine de la mine. Îmi voi aduce după aia aminte de voi. Acum vă rog să observați făgăduința restaurării prin revelație. Tot ce face Dumnezeu, face prin revelație. Descoperă. Nu ține ascunse planurile lui. Le descoperă robilor săi prorocii. Prorocilor care vorbesc de la Dumnezeu. Și ascultați. Eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Odată ce veți accepta planul meu și voia mea, odată ce veți experimenta restaurarea prin pocăință, întoarcerea la mine, gândurile mele sunt foarte bune pentru voi. Gânduri de pace, nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Acum, dragii mei, trebuie să existe o armonizare între gândurile noastre și gândurile Domnului. Aici este marea problemă. Vreau să vă citesc din Isaia, care vorbește exact despre gândurile Domnului, dar și despre gândurile noastre. În Isaia 55, de la versetul 6. Căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi. Chemați-L câtă vreme este aproape. Să se lase cel rău de calea lui. Și omul nelegiuit să se lase de gândurile lui. Să se întoarcă la Domnul, care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru care nu obosește iertând. Și acum ascultați versetul 8. Căci gândurile mele nu sunt gândurile voastre și căile voastre nu sunt căile mele, zice Domnul, ci cât de sus sunt cerurile față de pământ, atât sunt de sus căile mele față de căile voastre și gândurile mele față de gândurile voastre. Gândurile și căile Domnului trebuie să fie gândurile și căile noastre. O, are o conversație Dumnezeu cu poporul său și le vorbește foarte clar despre căi. Căutați și întrebați care sunt cărările cele vechi. Să umblați pe ele. Dar ei n-au vrut. Acum Dumnezeu își descoperă gândurile. Dumnezeu își descoperă căile. Și spune, când gândurile și căile voastre se vor suprapune gândurilor și căilor Domnului. Știu ce gânduri am cu privire la voi. Noi vrem doar gândurile astea de pace, de bunăstare și de binecuvântare. Dar gândurile lui Dumnezeu sunt gânduri de sfințenie și de dreptate. Căile Domnului sunt drepte și căile Domnului nu sunt noi, sunt vechi. Că au fost date ca și credința sfinților odată pentru totdeauna. Ni le-a descoperit, fraților. Ni le-a descoperit până și lui Moise, îi spunea odinioară în Deuteronom, să nu întreb cine ni-l va coborâ din cer adevărul ăsta. Și Pavel comenta și spunea, adică pe Hristos. Și adevărul e aproape de voi, binele e aproape de voi, doar să-l luați, să-l înfăptuiți, să-l credeți și să-l trăiți. Dumnezeu ni le-a descoperit. Ni le-a făcut de cunoscut, ne-a dat revelații. Cartea asta este o adevărată comoară care ne vorbește despre caracterul lui Dumnezeu, care ne vorbește despre gândurile lui Dumnezeu și despre căile lui Dumnezeu. Dar ei n-au vrut, spune despre Israel. În al treilea rând, restaurarea națiunii vine prin relație. Versetul 12, voi mă veți chema, mă veți ruga, mă veți căuta, mă voi lăsa să fiu găsit de voi
Și chiar dacă v-am izgonit, asta este retribuția, vă voi aduce înapoi în locul de unde v-am dus în robie. Dacă este cineva aici care se află într-o dificultate, într-o problemă, într-un necaz, într-o frământare, într-o pierdere, în stres, datorită faptului că s-a îndepărtat de Dumnezeu, că încă o dată, toate relele și toate necazurile din viața noastră vin pe mai multe căi, din mai multe surse. Una, pentru că suntem oameni și plătim pentru păcatul edenic, ne-am născut într-o natură vulnerabilă. Până și mari oameni ai lui Dumnezeu s-au îmbolnăvit de o boală de care au murit. Este foarte posibil să fie spre slava lui Dumnezeu ca să se arate puterea lui Dumnezeu în noi. Este foarte posibil ca Dumnezeu să ne șlefuiască caracterul și să ne pregătească pentru ceva. Este foarte posibil ca Dumnezeu să vrea să se laude cu noi că în mijlocul necazului și al strâmtorării noi continuăm să-L lăudăm pe Dumnezeu și rămânem neclintiți în neprihănire cum a fost Iov. Dar dacă cineva este la răscruce de drum din cauza că s-a depărtat de Dumnezeu, din cauza că a luat lumea în brațe, poate că este un tânăr care este într-o situație neplăcută pentru că a stat lângă fereastră. S-a scris o carte, cine este tânărul de lângă fereastră? Cine este tânărul de lângă fereastră? Vă aduceți aminte de Eutich. Poate că cineva s-a dus prea aproape de zgomotul lumii. Poate că a și căzut de la fereastră. În starea în care ești, aș vrea să faci trei lucruri. În primul rând, nu cârti împotriva lui Dumnezeu. Nu te supăra niciodată pe Dumnezeu, chiar atunci când mâna lui Dumnezeu apasă asupra ta. Recunoaște-L pe Dumnezeu în toate căile tale. Fratele păstor Adi spunea că nu este nimic întâmplător, că nu există accidente și incidente. Odată ce ești al Domnului, tu trăiești într-o viață controlată de Dumnezeu. Odată ce L-ai ales pe Dumnezeu ca stăpân, El îți dictează viața. Și dacă ești într-o suferință, dacă ești într-un necaz și știi că nu ești aproape de Domnul, nu-L disprețui. Nu disprețui certarea Domnului pentru că este rezultatul faptului că te iubește și că vrea să te reabiliteze și că vrea să te aducă la El. Acceptă lucrul acesta. Poate că Dumnezeu ți-a descoperit prin vase de lucru și s-a spus că ești în situația în care ești pentru că Dumnezeu se atinge de tine ca să te corecteze, să te îndrepte. Nu te răzvrăti împotriva cuvintelor profetice. Noi toți am vrea ca Dumnezeu să ne spună cât de buni suntem. Dar de ce? Cu ce ne ajută lucrul ăsta? Noi uităm în stânga și în dreapta, ce a zis Domnul spre mine. Domnul ne mai avertizează cu privire la viitor, ne mai întărește spunându-ne să rămânem în calea lui Dumnezeu. Dar scopul Domnului nu este ca să ne... Dumnezeu nu ne lingușește. Poate ne încurajează, poate suntem într-o stare de depresie și Dumnezeu vrea să ne ridice. Foarte bine. Dar ascultați-mă, dacă Dumnezeu îți spune că ai luat o strâmb și că trebuie să te îndrepți, nu te supăra pe Dumnezeu. Nici atât pe cel sau cea prin care Dumnezeu vorbește. Acceptă. Mustrarea, spunea în Evrei 12. Și te acceptă. 2. Întoarce-te la cuvântul revelației, întoarce-te la căile Domnului și la gândurile Domnului și armonizează gândirea ta cu gândirea Lui. Că spune să aveți în voi gândul care era în Hristos. Nu gândurile nelegiuirii, nu gândul pe care îl
are lumea, sistemul de gândire și de valoare a lumii. Și apoi reconectează relația cu Dumnezeu. În primul rând, cheamă-L. Cheamă-L. Spune, mă veți găsi dacă mă veți căuta cu toată inima. Caută-L cu toată inima și îl vei găsi. Mă voi lăsa să fiu găsit de voi. Voi aduce înapoi pe prinșii de război și vă voi strânge și vă voi aduce înapoi în locul de unde v-am dus în robie. Știi că există un loc, psalmistul spunea odinioară, mi-aduc aminte când mergeam în fruntea poporului, zilele de slavă, ce atmosferă extraordinară era. Poate tânjești după zilele acelea. Zilele când te bucurai în rugăciune, când vorbeai în limbi, când Dumnezeu te folosea, când Dumnezeu era prezent în viața ta. Ele se pot întoarce. Ele pot veni înapoi. Restaurarea unei națiuni întregi este posibilă. Dar aminte restaurarea unui suflet. Haideți să ne ridicăm în picioare. Sunt convins că există suflete care doresc mai mult, care doresc să fie mai aproape de Dumnezeu. Sunt convins că există suflete în locul acesta întristate, nu datorită unor lipsuri, nu datorită unor probleme, nu datorită unor necazuri, ci datorită depărtării de Dumnezeu. Depărtarea de Dumnezeu ar trebui să ne întristeze. Dacă asta este întristarea vieții tale, hai să în dimineața aceasta să ne întoarcem cu fața spre Domnul, să căutăm bunătatea Lui, să căutăm gândurile Lui, pentru că le-a descoperit în mijlocul nostru. Însă să înțelegem că doar prin pocăință, doar prin întoarcere, există restaurare. Ne rugăm Domnului din toată inima și cred că Domnul... Dar noi ne rugăm pentru minuni în trupurile noastre, să ne vindece, să ne mai doară, să... N-ar trebui să fie o rugăciune mai plină de râvnă, mai plină de dorință, ca Dumnezeu să ne vindece sufletele. Spunea Biblia, dacă poporul meu mă va căuta, se va ruga, se va întoarce, se va pocăi, le voi vindeca țara. Dumnezeu să ne dea această vindecare a sufletelor noastre. Ne rugăm cu toată biserica.